Partea a doua. Exercițiul 5, testul 21. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în secvența. Am simțit bucuria intrării în prima haltă din Ungaria, a plimbărilor pe marile bulevarde ale Budapestei, în preajma gărilor unde de multe ori trebuia schimbat trenul. Valoarea morfologică, așa cum v-am spus și în prima parte a acestui material, valoarea morfologică, adică partea de vorbire. Trebuie să precizăm ce parte de vorbire este un anumit cuvânt. Părțile de vorbire, valorile morfologice sunt verbul, substantivul cu articolul, pronumele, adjectivul, numeralul, adverbul, prepoziția, conjuncția, interjecția. Cuvintele subliniate aici sunt prima și marile. Primul, prima, întâiul, întâia sunt numerale. Ne amintim, numeralul este de două tipuri, cardinal și ordinal. Cardinal, când arată un număr, 1, 1, 2, 2, 7, 18, 100, 200, 1 miliard, 2 miliarde, și ordinal, când arată ordinea obiectelor prin numărare. Primul, prima, întâiul, întâia, a doua, a treia, al doilea, al treilea și tot așa. Așadar, aici avem prima, numeral, ordinal. Numeralul ordinal poate avea două valori, valoare adjectivală și valoare pronominală. Ei bine, aici, prima are valoare adjectivală pentru că stă pe lângă substantivul haltă, îl determină, adică se acordă cu el în gen, număr și caz. Dacă am fi avut garaj, primul garaj, primii pompieri, primele garaje. Notăm prima, numeral ordinal, cu valoare adjectivală. Al doilea cuvânt subliniat, marile, din marile bulevarde. Observăm că este un cuvânt care determină substantivul lângă care stă. Se acordă în gen, număr și caz cu acesta. Aici, pentru că stă în fața substantivului, îi preia articolul. Așadar, notăm marile, adjectiv propriu-zis. Exercițiul 5, testul 22. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în enunțul. Apartamentul nostru era de fapt o cameră la etajul 3, deasupra crâșmei în care muncea mama noaptea. Cuvintele subliniate sunt 3 și noaptea. De această dată avem un numeral cardinal, numeralul 3. Este un numeral cu valoare substantivală. Numeralul cardinal poate avea valoare adjectivală, pronominală sau substantivală. În acest caz, numeralul are valoare substantivală. Să vedem care sunt singurele contexte în care numeralul în gramatica actuală are valoare substantivală. La matematică, când spunem 31 plus 1 fac 32, aici numeralul are valoare substantivală. Sau în tiparul substantiv plus numeral. Ne întâlnim la kilometrul 20. Stau la etajul 5. Autobuzul 104 trece pe lângă casa mea. Ai luat nota 1. Să te atenți la acest context, ai luat nota 1. Deci e clar că are valoare substantivală și nu adjectivală. Nu se acordă cu substantivul lângă care stă. Nu am luat nota 1, ci am luat nota 1. La fel și am ajuns la pagina 322. Nu 322, nu se comportă ca un adjectiv, ci se comportă ca un substantiv. Așadar, 3, numeral cardinal, cu valoare substantivală. Sunt multe schimbări în gramatica actuală față de gramatica tradițională. În gramatica actuală, valorile numeralului sunt diferite. Apoi, în gramatica tradițională, mai aveam 5 tipuri de numerale. Aveam numerale multiplicative, fracționare, colective, adverbiale, distributive, dar astăzi sunt interpretate diferit, sunt interpretate fie ca adjective, fie ca substantive, fie ca locuțiuni adverbiale sau ca pronume, dar voi face în curând un material despre numeral și voi detalia. Notăm așadar 3, numeral cardinal cu valoare substantivală. Apoi cuvântul noaptea. Cuvântul noaptea poate fi adverb sau substantiv. De asta noi trebuie să decidem aici ce avem, adverb sau substantiv. Ca adverb, el marchează frecvența, repetarea procesului.
în timpul nopții. Ca adverb este parte de vorbire neflexibilă, nu-și schimbă forma. Ca substantiv, el își schimbă forma, se declină, în funcție de caz, are o altă formă. Poate fi articulat, noaptea, nopțile, nopților. Când ne uităm așadar la noi în context, observăm mama muncea noaptea, adică muncea în timpul nopții, avem adverb, un adverb de timp. Exercițiul 5, testul 23. Transcrie verbele din secvențele următoare și precizează timpul lor. La venirea sa în lume, în Valahia, tocmai se petrecuse revoluția lui Tudor Vladimirescu. 4 din cei 8 băieți Capșa vor absolvi școli înalte în străinătate. Verbele din aceste două secvențe sunt se petrecuse, vor absolvi. Se petrecuse este un verb la modul indicativ, timpul mai mult ca perfect. Vor absolvi, tot modul indicativ, timpul viitor, viitorul standard, viitorul propriu-zis. Dacă vi se pare că venirea ar avea vreo legătură cu verbul a veni, ei bine, nu vă înșelați, are o legătură. Venire este infinitivul lung, numai că în limba actuală se folosește doar ca substantiv. Venire este clar substantiv, își schimbă forma în funcție de caz. Deci are caz, verbul nu are caz. Acceptă adjectivul la venirea sa neașteptată, la venirea sa grabnică, venirea neașteptată, venirea grabnică. Venirea, substantiv comun. Se certau din cauza venirii lui. Venirea lui grabnică era o povară pentru ea. Testul 24, exercițiul 5. Precizează timpul verbelor subliniate în secvența mă cam enerva țâcă. Se smiorcă ea într-una lângă scară pentru că îi interzisesem ferm să urce și el. Asta mi-ar mai fi lipsit, să pățesc vreun pocinog. Verbele subliniate sunt enerva, interzisesem, ar fi lipsit. Enerva. El enerva. Eu enervam, enervai, enerva, enervam, enervați, enervau. Așadar avem modul indicativ, timpul imperfect. Notăm, enerva, timpul imperfect. Interzisesem. Interzisesem, interziseseși, interzisese, interziseserăm, interziseserăți, interziseseră. Așadar, interzisesem, modul indicativ, timpul mai mult ca perfect. Ar fi lipsit. Aș fi lipsit, ai fi lipsit, ar fi lipsit, am fi lipsit, ați fi lipsit, ar fi lipsit. Am conjugat acest verb la modul condițional optativ perfect, observăm, ar fi lipsit, modul condițional optativ, timpul perfect, notăm timpul perfect. Exercițiul 5, testul 25. Identifică în secvența pentru multe popoare ale Europei fluviul Dunărea este leagănul existenței, trecutul și viitorul, trei substantive în cazuri diferite pe care le vei preciza. Mai întâi să marcăm toate substantivele de aici. Și substantive în această secvență sunt popoare, ale Europei, fluviul, Dunărea, leagănul, existenței, trecutul, viitorul. Notez secvența și pe tablă pentru a o analiza mai ușor. Pentru a vedea foarte simplu în ce caz stă un substantiv, îi descoper funcția sintactică. Predicatul acestui enunț este leagănul, trecutul și viitorul. Am un predicat nominal cu nume predicativ multiplu, nume predicativ alcătuit din leagănul, trecutul și viitorul. Așadar, am un nume predicativ alcătuit din trei substantive comune în cazul nominativ. Apoi, cine este leagănul, trecutul și viitorul? Fluviul. Fluviul, subiect, realizat prin substantiv comun, caz nominativ. Am fluviul Dunărea. Trebuie să ne amintim așa că, în exemple precum orașul Timișoara a fost declarat oraș martir sau vecinul Dimitri are multe găini, avem substantiv propriu în cazul nominativ. Timișoara este un substantiv propriu în cazul nominativ cu funcția sintactică de atribut substantival. Dimitri este un substantiv propriu
cu funcția sintactică de atribut substantival, cazul nominativ. Aceeași situație avem și aici. Fluviul Dunărea este leagănul trecutul și viitorul. Fluviul Dunărea, care fluviu Dunărea? Dunărea este un substantiv propriu cu funcția sintactică de atribut substantival în cazul nominativ. Pentru cine? Pentru ce? Pentru cine fluviul este leagănul existenței? Pentru popoare. Pentru popoare este un substantiv comun cu prepoziție, funcția sintactică complement prepozițional, cazul acuzativ. Ale cui popoare? Ale Europei. Substantiv propriu, atribut substantival genitival, caz genitiv. Al cui leagăn? Al existenței. Substantiv comun, atribut substantival genitival, caz genitiv. Cuvintele trecut, viitor pot fi substantive sau adjective în funcție de context. Pentru a rezolva acest exercițiu, alegem trei substantive în cazuri diferite. Să-l alegem pe primul, pentru popoare, cazul acuzativ, ale Europei, cazul genitiv și Dunărea, cazul nominativ. Exercițiul 5, testul 26. Transcrie din următorul enunț trei atribute exprimate prin părți de vorbire diferite pe care le vei preciza. De pildă, în grădina bunicilor, de aici, florile își aveau sălașul lor în fața casei, pe spații întinse, generoase. Trei atribute exprimate prin părți de vorbire diferite. Ne amintim atributul răspunde la întrebările al cui, a cui, ai cui, ale cui, care, ce fel de, câți, câte, este subordonat unui regent nominal, adică unui substantiv, pronume numeral. În acest text, în această secvență, atribute sunt bunicilor. A cui grădină? A bunicilor. Care grădină? De aici. Al cui sălaș? Al lor. Ce fel de spații? Întinse. Ce fel de spații? Generoase. Rescriu enunțul pe tablă, subliniez așadar atributele pe care le-am găsit și să vedem ce fel de atribute avem și prin ce sunt ele exprimate. Bunicilor este un substantiv comun. A cui grădină? A bunicilor. Atribut substantival genitival. De aici. Aici este un adverb de loc cu prepoziția de. De aici, atribut adverbial. Care grădină? De aici. Lor. Lor este un pronume personal. Al cui sălaș? Al lor. Atribut pronominal genitival. Pe spații întinse. Ce fel de spații? Întinse. Adjectiv participial. Verbul a întinde, întins la participiu, dar aici stă pe lângă un substantiv, se acordă cu el în gen, număr și caz, avem așadar un adjectiv participial. Întinse, atribut adjectival. Generoase. Adjectiv propriu-zis. Atribut adjectival. Ce fel de spații? Generoase. Notăm așadar trei atribute exprimate prin părți de vorbire diferite. Bunicilor, substantiv comun, de aici adverb de loc, lor, pronume personal. Exercițiul 5, testul 27. Identifică în enunțul următor trei adjective aflate la grade de comparație diferite pe care le vei preciza. Luna este cel mai apropiat corp ceresc de Terra, distanța medie fiind de 384.400 de kilometri, cu variații nu foarte mari, între 363.300 de kilometri și 405.500 de kilometri. Adjective sunt cel mai apropiat, ceresc, medie, foarte mari. Cel mai apropiat este un adjectiv care determină substantivul corp, la fel și ceresc. Medie este un adjectiv care determină substantivul distanța, iar ultimul adjectiv determină substantivul variații. Ne amintim gradele de comparație ale adjectivului, pozitiv, comparativ, superlativ. Puteți opri acest film pentru a studia planșa extrasă de mine dintr-un material, al cărui link îl veți avea pus la descriere. Așadar, să luăm pe primul, cel mai apropiat. Cel mai apropiat este un adjectiv la gradul superlativ relativ de superioritate. Foarte mari este un adjectiv la gradul superlativ absolut de superioritate. În opinia mea, cele două cuvinte
rămase, ceresc și medie, sunt adjective care nu au grade de comparație aici în text, pentru că aici în text sunt folosite cu sensul lor propriu. Ceresc, un corp este ceresc sau nu? Nu poate fi mai puțin ceresc, mai ceresc decât altul, la fel de ceresc, sau mai medie, la fel de medie, foarte medie. În opinia mea, ceresc poate avea grade de comparație, dar când este folosit cu sens figurat, când este folosit cu sensul de fermecător, minunat. Mediu, medie este un adjectiv cu sensul de care se află în mijloc, de mijloc, mijlociu. Nu cred că are grad de comparație. În schimb, dacă este folosit cu sens figurat, de echilibrat, ponderat, atunci poate avea grad de comparație. Dar în text, să notăm totuși un al treilea adjectiv, ceresc gradul pozitiv. Testul 28, exercițiul 5. Rescrie enunțul următor, trecând verbele de la perfect compus la perfect simplu. Angajații care au evoluat la joburile lor au fost cei care și-au prezentat cu onestitate abilitățile și interesele la interviu. Așadar, trebuie să trecem verbele din acest fragment de la perfect compus la perfect simplu. Mai întâi să identificăm verbele la timpul perfect compus. Acestea sunt: au evoluat, au fost, au prezentat. Ei au evoluat, ei evoluară. Au fost, forma de perfect simplu este fură, și au prezentat, forma de perfect simplu este prezentară. Rescriem: angajații care evoluară la joburile lor fură cei care își prezentară cu onestitate abilitățile și interesele la interviu. Evoluară, fură, prezentară. Exercițiul 5, testul 29. Rescrie enunțul următor, transformând construcția pasivă într-o construcție reflexivă. Vacanța turiștilor pescari va începe din Tulcea, unde vor fi îmbarcați în șalupe rapide cu destinația Mila 23. Mai întâi trebuie să identificăm construcția pasivă. Construcția pasivă este vor fi îmbarcați. Ei vor fi îmbarcați de cineva în șalupe rapide. Cineva îi va îmbarca pe ei în șalupe rapide. Vor fi îmbarcați, construcția pasivă. Construcția pasivă trebuie să o transformăm într-o construcție reflexivă. Ce înseamnă construcție reflexivă, ne amintim? Înseamnă clitic reflexiv plus verb. Clitic reflexiv, adică pronumele reflexiv, forma clitică sau forma neaccentuată a pronumelui reflexiv. Avem aici toate formele cliticului reflexiv, și cele pe care le împrumută de la pronumele personal și cele proprii, așadar vor fi îmbarcați, se vor îmbarca. Vacanța turiștilor pescari va începe din Tulcea, unde se vor îmbarca în șalupe rapide cu destinația Mila 23. Se vor îmbarca, construcție reflexivă. Testul 30, exercițiul 5. Identifică în enunțul următor trei adjective diferite, precizând felul lor. Fața lui, deformată din pricina obrajilor prea mușchiuloși, avea o mulțime de urme de tăieturi lăsate de brici, sângerânde încă și pansate cu foițe de țigară. Aici avem următoarele adjective. Deformată, fața era deformată, prea mușchiuloși, obrajii erau prea mușchiuloși, sângerânde. În primul rând, ar trebui să spun că acest cuvânt mușchiuloș nu există, este un cuvânt scris greșit, este o formă greșită a cuvântului musculos. Apoi, prea mușchiuloș este superlativul absolut de superioritate realizat printr-un mijloc expresiv. Avem aici un mijloc expresiv de redare a superlativului absolut de superioritate cu prea. Prea mușchiuloș, adică foarte mușchiuloș, foarte musculoș. Să alegem trei adjective diferite și să le transcriem. Deformată este un adjectiv participial. A deforma, participiu deformat, avem adjectiv participial. Determină substantivul fața, se acordă cu el în gen, număr și caz. Notăm: deformată, adjectiv participial. Prea mușchiuloși, prea mușchiuloși, adjectiv propriu zis. Musculos e un adjectiv propriu zis. Sângerânde este un adjectiv provenit din verb la gerunziu.
În această secvență mai avem două cuvinte asupra cărora trebuie să ne oprim, lăsate și pansate. Sunt ele adjective participiale? Nu, ele nu sunt adjective participiale, sunt participii adjectivale cu valoare pasivă, adică verbe la participiu cu formă adjectivală. În tăieturi lăsate de brici, debrici este complement de agent. Briciul a lăsat tăieturi pe fața lui. Tăieturi pansate cu foițe de țigară, se subînțelege complementul de agent. Se simte agentul. Cineva pansase tăieturile cu foițe de țigară. Funcția sintactică a unui astfel de verb este atribut adjectival, nu atribut verbal. În fața lui, deformată, din pricina obrajilor prea mușchiuloși, deformată este o caracteristică a feței. Fața era deformată. Nu se simte agentul. Deformată este un adjectiv participial, pentru că deformată este o caracteristică a feței. Deformarea are o cauză, dar nu se subînțelege complementul de agent. Exercițiul 5, testul 31. Transcrie din următorul fragment trei verbe aflate la moduri diferite pe care le vei preciza. Familia Dursley avea tot ce și-ar fi putut dori, dar mai avea și un secret pe care nu voiau în ruptul capului să-l descopere cineva. În acest fragment avem următoarele verbe. Avea, ar fi putut, avea, nu voiau, să descopere. Nu sunt singurele verbe, dar ni se cer verbe aflate la moduri diferite, iar dori este o formă verbală nepersonală de infinitiv, nu-l luăm. Alegem trei verbe aflate la moduri diferite, avea, modul indicativ, timpul imperfect. Notăm avea modul indicativ. Ar fi putut, aș fi putut, ai fi putut, ar fi putut, am fi putut, ați fi putut, ar fi putut. Notăm ar fi putut, modul condițional optativ. Am văzut că este condițional optativ, timp perfect. Să descopere, modul conjunctiv, timpul prezent. Să descoper, să descoperi, să descopere, să descoperim, să descoperiți, să descopere. Notăm să descopere modul conjunctiv. Exercițiul 5, testul 32. Selectează din următorul fragment toate pronumele și precizează felul lor. Ce i-au apucat de aleargă ca niște nebuni? Să juri că a lovit strechea pe tot satul. Ian privește cum se întrec. În acest fragment, pronume sunt următoarele cuvinte. Ce, i, se. Ce, făcând parte dintr-un enunț interrogativ, este un pronume interrogativ. Notăm ce, pronume interrogativ. I, i este un pronume personal. Pe cine au apucat? Pe ei, i. Observăm, i este o formă clitică de persoana a treia, caz acuzativ. Pe cine au apucat? Pe ei, i. Notăm, i pronume personal. Se, se este un pronume reflexiv. Formele scrise cu galben și cu albastru sunt formele proprii pronumelui reflexiv. Notăm, se, pronume reflexiv. Testul 33, exercițiul 5. Selectează din fragmentul următor trei pronume de feluri diferite pe care le vei preciza. Primul lor copil a fost Irina, mătușa mea Titi, o mare frumusețe care, la 18 ani, s-a căsătorit cu prințul Felix Iusupov, ajuns mai târziu unul dintre asasinii lui Rasputin. Din nou avem de identificat pronumele din acest text, de data aceasta trei pronume de feluri diferite. Pronumele din acest text sunt lor, care, s și unul. Lor este pronume personal, lui, ei, lor, întotdeauna pronume personale. Care, care s-a căsătorit cu prințul Felix Iusupov. Care este și element de relație în frază, este un pronume relativ. Iar s este un pronume reflexiv. Testul 34, exercițiul 5. Precizează valoarea morfologică a cuvântului subliniat din enunțul. Liceul Lazar este, mai ales după anul 1900, unul dintre avamposturile reformei învățământului inițiate de Spiru Haret. 1900 este un număr. 1900 este un numeral. Un numeral cardinal
așa cum sunt 1, 1, 2, 2, 7, 18 și tot așa. 1900 este un numeral cardinal cu valoare substantivală și ne amintim ce am zis la un exercițiu anterior când am precizat că numeralul cardinal poate avea valoare substantivală la matematică, în exemple precum cel din această planșă, sau în tiparul substantiv plus numeral. Ne întâlnim la kilometrul 20, stau la etajul 5, așadar anul 1900. Anul 1900 avem tiparul substantiv plus numeral, ca și kilometru 20, etajul 5, autobuzul 104, nota 1, pagina 322. Anul 1900 avem un numeral cardinal cu valoare substantivală. Notăm 1900, numeral cardinal cu valoare substantivală. Exercițiul 5, testul 35. Precizează valoarea morfologică a cuvântului subliniat în enunțul. Nu-ți fac niciun reproș. Niciun este un adjectiv pronominal negativ. Observăm pe această planșă, niciun, nicio, niciunui, niciunei, niciunor sunt întotdeauna adjective pronominale negative. Pronumele negative sunt cele scrise cu albastru și cu alb. Așadar, notăm niciun adjectiv pronominal negativ. Stă pe lângă substantivul reproș, îl determină. Se acordă cu el în gen, număr și caz. Testul 36, exercițiul 5. Selectează din enunțul următor două adjective aflate la grade de comparație diferite pe care le vei preciza. Departe de a fi un roman trist sau apăsător, jurnalul ne arată cum putem fi bucuroși, sinceri și optimiști, chiar și în cele mai sumbre împrejurări. Adjectivele sunt trist, apăsător, bucuroși, sinceri, optimiști, cele mai sumbre. Transcriem așadar două adjective aflate la grade de comparație diferite. Voi transcrie trist, gradul pozitiv, și cele mai sumbre, gradul superlativ relativ de superioritate. Exercițiul 5, testul 37, selectează din fragmentul următor trei atribute exprimate prin părți de vorbire diferite, precizând tipul acestora. Cercetășia se adaugă educației primite în familie și școală, dezvoltă cunoașterea de sine, dorința de a participa, explora, descoperi și ajuta. Atributul poate fi exprimat prin adjectiv, substantiv, pronume, numeral, adverb, verb și interjecție. În acest text avem următoarele atribute. Care educație primite, așadar primite este primul atribut, care cunoaștere de sine, al doilea atribut, care dorință de a participa, care dorință de a explora, care dorință de a descoperi, care dorință de a ajuta. Voi nota trei atribute exprimate prin părți de vorbire diferite. Primite, atribut adjectival. Primite este un adjectiv participial. Verbul a primi, primit la participiu. Primit, primită, primiți, primite. Este un adjectiv participial, așadar primite, atribut adjectival. De sine este un pronume reflexiv. Așadar de sine, atribut pronominal prepozițional. Care cunoaștere de sine, de a participa, a participa, verb, formă verbală nepersonală de infinitiv, cu prepoziție, de a participa, atribut verbal. Exercițiul 5, testul 38. Selectează din fragmentul următor trei verbe la moduri diferite pe care le vei preciza. Arheologia înseamnă să fii prezent oricând, acolo unde o bucată de pământ ce ar putea spune o poveste este în pericol. Așadar, verbele din acest text pe care le avem în vedere sunt: înseamnă, să fii, ar putea, este. Spune nu luăm pentru că este o formă verbală nepersonală de infinitiv, a spune, ar putea, a spune. Înseamnă este un verb la modul indicativ timpul prezent. Să fii este un verb la modul conjunctiv, timpul prezent. Ar putea, modul condițional optativ, timpul prezent. Este, indicativ, timpul prezent. Notăm, să fii, modul conjunctiv,
ar putea, modul condițional optativ, este modul indicativ. Exercițiul 5, testul 39. Selectează din fragmentul următor trei atribute exprimate prin părți de vorbire diferite, precizând felul acestora. Putem deveni mai toleranți, mai înțelegători față de nevoia de libertate a tuturor pentru o lume egală. Atribute în acest text sunt de libertate, care nevoie de libertate, a cui nevoie a tuturor, ce fel de lume egală. Am marcat de libertate a tuturor egală. De libertate, atribut substantival prepozițional, realizat prin substantiv comun cu prepoziție. A tuturor, atribut pronominal genitival, realizat prin pronumene hotărât. Egală, atribut adjectival, realizat prin adjectiv propriu-zis. Și ultimul, testul 40, exercițiul 5, selectează din fragmentul următor trei substantive aflate în cazuri diferite pe care le vei preciza. Indiscreția este, până la urmă, un defect sau cusur uman ce se încadrează în categoria viciilor. Rescriem pe tablă enunțul. Substantive în acest text sunt următoarele cuvinte: indiscreția, un defect, cusur în categoria viciilor. Indiscreția este un substantiv comun, subiect. Cine este, ce este un defect sau cusur? Indiscreția. Indiscreția, subiect, caz nominativ, substantiv în cazul nominativ. Un defect, un cusur, un defect sau cusur este un nume predicativ multiplu, caz nominativ. Un defect, substantiv, caz nominativ, cusur, substantiv comun, caz nominativ. În ce se încadrează? În categoria. În categoria este un complement prepozițional, cazul acuzativ. A cui categorie? A viciilor, atribut substantival genitival, caz genitiv. Notăm, un defect, caz nominativ, în categoria, caz acuzativ, viciilor, caz genitiv. Am făcut o sinteză a tipurilor de exerciții 5 din acest auxiliar și avem așa exerciții în care se cere să precizăm valoarea morfologică, adică ce parte de vorbire este un anumit cuvânt, ni se cere să recunoaștem pronumele, tipurile de pronume, să recunoaștem adjectivele, tipuri de adjective, să recunoaștem numeralele, tipuri de numerale, să precizăm cazul substantivului, să precizăm gradul de comparație al adjectivului, să identificăm atribute exprimate prin părți de vorbire diferite, să precizăm modul și timpul unui verb, să precizăm conjugarea unui verb, să trecem verbele de la o persoană la alta sau de la un timp la altul, să transformăm construcția activă în construcție pasivă și invers, să transformăm construcția pasivă în construcție reflexivă. Cam atât despre acest subiect. La revedere!